Bună seara! Bună seara! Felicitări! Cred că în această seară toată lumea a văzut ce poate cu adevărat echipa dumneavoastră. Cred că primiți deja telefoane de felicitare. O să trebuiască să-l băgați la încărcat. Sunteți și răgușiți, sper că mai aveți voce. Și pentru soția, că de-aia l-am... Da. Da. Nu cum știu a fost? Când, nu știu când este din stadion. A parcat pe... Da. Cum a fost? Meciul, eu cred că a plăcut tuturor. Un meci foarte bun. Asta și datorită brigăzii de arbitri. Pentru că am văzut acea fază în momentul în care a dat cartonașul galben, dacă m-ați văzut, am văzut intenția lui Taxidis și au reacționat, au luat decizia corectă. După aia pe tot parcursul jocului și-au făcut treaba și au lăsat un joc fluid, un joc bun în care am suferit, am avut și noi momentele noastre, chiar dacă CFR-ul a fost în 10, dar pe ansamblu eu zic că noi am jucat mai bine astăzi. Cum vă simțiți? Sunteți în semifinală de cupă. S-a tot vorbit despre Corvinu, că echipă bună, dar parcă nici chiar atât de bună după 4-0 ăsta. Și apropo și de eliminarea, că totuși e 4-0, adică nu poți să spui că ai câștigat la limită. Băieții cumva s-au obișnuit cu mine, cu modul meu de a lucra și ei probabil, nu știu dacă ei credeau că pot să învingă o echipă de talia CFR-ului, dar muncesc foarte, foarte bine, nu că muncesc mult, că tot un antrenament, două facem pe zi, dar muncesc bine și, nu știu, încerc să le dau din faptul că eu cred în ceea ce facem și cumva cred că asta a făcut diferența în meciul de azi. Sunt niște jucători în care, vă dau un exemplu, Coman, Neacșa, Iacob, eu cred că Lică aș putea continua cu toți, dar Vardy la 25 de ani lucra într-o piață și juca în Liga 8-a. Sunt jucători care probabil n-au avut șanse, dar vă spun, Iacob cel puțin, Lupu, Coman, sunt jucători cu un potențial fantastic. Eu lucrez cu ei, sunt ai mei și laud, dar au potențial și eu cred că deja au atras privirile echipelor mari. Eu, dacă aș fi antrenor la o echipă și de talia CFR-ului, mâine l-aș transfera pe Iacob. Vorbeam și înainte de meci. Cu cât jucați mai bine, cu atât și așteptările vor fi mai mari, că lumea nu prea are răbdare în România. Știți ce am auzit cel mai des până când am ajuns și eu aici jos cu greu printre toți oamenii? Gata, anul ăsta cupa e la vânătoarea, nu? Nu? Așa da. Sunt obișnuit. E normal să ai... Tu, până la urmă, tu ca jucător, noi care muncim aici la această echipă, ridicăm nivelul și asta le spun jucătorilor. Acum sâmbătă avem meci, sper că înțeleg mesajul meu, că avem meci de campionat, contează foarte mult pentru noi acest joc și sper să ne revenim. Am avut ceva probleme fizice, dar eu cred că își vor reveni până la meciul de sâmbătă. O ultimă întrebare, că ați avut așa un loc de VIP la golul marcat de Pârvulescu. Mi s-a părut cel mai frumos din ediția asta de cupă. Cum s-a văzut așa exact din spatele lui? Pârvulescu, la fel, un copil și un caracter extraordinar. Nu știu dacă a călcat o muscă în viața lui. E un om de bun simț. Am fost un pic... Nu știu, parcă am trăit alături de el accidentările, că s-au ținut cam scai de el, dar e un jucător care ne-a ajutat, ne va ajuta, va crește, pentru că ei știu mesajul meu. Nu există copil de 17 ani la noi în echipă sau bătrân sau cu experiență. Nu există atâta timp cât ne facem meseria și munca noastră, facem parte din acest grup. Băieții cred că au înțeles și mai avem de muncit. Mulțumesc! Mulțumesc și eu!